monument istoric pe ea. Dar cea de sud India este cea mai veche. Acolo e liceu. Da, acolo este liceu. Lanu ajung acolo. Ce este școala? Clasa mea este chiar aici, sus la geam. O să ajungem. Pe acolo căm seara și vin ușa, pe acolo căm pe scări și ajungem. Așa, director, profesor, pe unde intră? Asta e intrarea? Sau? Da, aceasta este intrarea. Unică, aici, unică, unică, da. Zice, da. Da. Uitați, aici au locuit bunicii mei, exact în clădirea asta, vis-a-vis de școală. Exact aici au locuit bunicii. Aici au locuit. Și mama avea noroc, nu mai trecea drumul, că și a fost aici la clasele 5-8. Uh-huh. Și sus la liceu, tot acolo. Da. Dacă ea a fost la secția română. Da, 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 da. Aici numai în limba germană, deci da, școala. Deci, da, toate școlile sunt în limba germană. Dacă la liceu acolo, mai sunt și clase de limba română. Cu alți profesori. Am înțeles. Separat. Deci există... Aceea este casa cerbului, așa se zice. Vedeți că este și un cerb acolo. Și piața cetății, de obicei aici se pune scenă când este festival și... Da, da, da. Tarabe, iarna, sunt căsuțe așa frumos făcute și vine un om de zăpadă mare, cam așa, până la acoperiș ajunge. Așa? Mare, mare. Da, da, da. Polistiren, cred. Da, da, bineînțeles. Asta e piața. Piața cetății aceasta este. Da, da, da. Este plină de tarabe când este festival. Da, seama. Deci e de o frumusețe rară. O astfel de manifestare. Sunt la liceu și este, vedeți, tunelul acela unde urcăm pe scări pe acolo. Sau se poate roată. Se vede. Deci urcăm asta... prin tunel, că e mai interesant. Așa, așa face. Asta e cerbul de care vorbeai tu. Da. Și pe aici am jos alt urm, vedeți? Aici urmează. Și acolo un turn. Este, da, un zid, da, a cetății. Da, 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 da. Împrejurul. Da, și din loc în loc sunt aceste turnuri. Da, sunt turnuri. Sigur că da, pentru că așa stăteau de pavăză. Da. Nouă turnuri, dacă nu mă înșel, au fost 12 sau... Mm-hmm, mm-hmm. Aici este și o hacă, piață, arată. Da, da, da. Hotel Sighișoara aici, 4 stele. În interiorul cetății toate acestea. Da. Între zidurile acestea e toată povestea. Asta este acest oraș. Da. Totul în interiorul cetății. Superb. Așa, se merge pe acolo, pe tunelul acela. Da, tunelul acela. Se vede dacă filmați. Dacă e în tunel. Seara se aprind luminile. Nu știu dacă acum, nu cred că sunt aprinse, dar seara se aprind luminile și v-am spus și din pământ cele și pe fiecare turn este pusă lumină. Am înțeles. Peste tot. Deci este foarte frumos. Și pe scări acolo și la liceu. Lângă liceu, mm-hmm, este o biserică și chiar în spate este un cimitir destul de mare. Cimitir chiar după liceu. Și elevii pe aici sau mai și prin altă parte? Mai este pe aici altă... sau chiar pe lângă, doar că faci un ocoliș. Aha, se merge așa pe partea, da, asta. Mergem, da, pe partea și alta? Dacă pe înăuntru acum nu putem. Ma s-a filmat așa, pe să vedem și tunelul. Sigur, sigur. Mult de vers. Vedeți cum au redus scările, erau direct toate, acum este și drept, iar scările jos. Am înțeles, da, tot era în pante. Erau, da. Toate erau în pante, am înțeles. Mai și o porțiune de asta în care te odihnești un pic. E foarte bun. A luat foc. Deci asta e scara aici. Cum a fost renovată din nou. Și dacă e foarte bun de mers până sus. Da. Până acolo sus. În 1642 construit. Da. Scara. Pe partea aceea unde este clădirea aceea verde, a fost un interna și cred că mai e, dar a luat foc și acum a fost renovat. Mergem așa? Pe da, poate? Da, da, da. Haideți. Deci, asta, construcția de aici, grădina, tot ce înseamnă ce are respectivul,
E în interior cetății. Da, absolut. Și acesta nu este zidul, că încă mai sunt pe jos, încă mai sunt. Da, 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 am înțeles. Asta e o casă din interiorul cetății. Și biserica. Nu, așa? Asta e o casă din interiorul cetății. O gospodărie. Da. Nu mai este un singur dezavantaj la școlile noastre, pentru că vă dați seama cum sunt atâtea case în cetate. Curtea noastră este mai mică față de curtea celelalte școli care sunt jos. Am înțeles, da. Este da. Mică. Da, 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 da. Și colegii mei, cum tot vor să joace fotbal, tot supăr că profesorii nu ne lasă. Am înțeles. Am înțeles. Dați-mi contur, acolo se vede. Da, da, da. Gata, băiat. Fii cu minte. Fii cu minte că filmăm. Da. Despre filmul? Da. Deci încă unul acolo, da, se da, vede. Da, 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 da. Da, turnul de acolo. Și în partea exact la marginea zidului, incorporat da, în zid. Da, vede și zidul acolo. Sigur, sigur. Incorporat este... Sper să mai avem ocazia să ne mai întâlnim. Așa, foarte bine. Eu spun că asta poate să fie un început. Da. Știi, în perspectiva ceea ce va putea întâmpla. Poate odată să pot să vin eu la Bacău. La Bacău, sigur, îmi doresc. Dacă mă primiți. Cum să ne primiți? Cum să nu te primesc? Dați pe acolo, este intrarea în cimitir. Unde... Cimitir de Saș, cum a venit. Da, 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 da. Au plecat așa din oraș, destuit, nu? Sași, da. Într-o proporție destul de mare. Da, da, de obicei majoritatea de aici a locuitorilor din cetate sunt sași. Da, jos din oraș român, da. Da, așa, așa se explică și liceul. Cimitirul aici începe, da, acolo se... Cimitirul începe și frendins, da, da, nu se vede aici. Și de... Totul, practic, în interiorul cetății, tot și-a fost necesar, școală, biserică, tot, tot a fost dat. Eu zic așa, dar naștere orașul Sighișoara, prima dată cetatea aceasta. Da, da, da. Și a început da, să se extinde. Ei, și când nu s-a mai putut în interior, atunci s-a dus și pe margine. Da, exact. Uitați, vedeți unde ajung scările. Așa, acum suntem în capătul de sus al scărilor. Da. Avem că sunt mai multe clădiri, liceul în sine și unde este practică, faceți practică și... Da, 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 da. Au și profesională cu partea asta sau... Nu cred, numai liceul, dar probabil cu parte practică, așa, unor... Da, unor... Aici este activități. O clădire mică unde practică, nu știu, cred că e și informatică, n-a fost doar în clădirea principală. Da, da, da. Mai fost. Dar este aici nu am fost. Este veglitor, se scrie în latină, pe liceu. Uitați acolo primăria ce se vede de sus. Nu se mai vede acum. Excepțional. Așa visam eu anul trecut, așa eram de încântat. Când o să ajung eu aici sus, așa îmi place. La liceu, la sus. În trepte se urcă, da. Adică a fost mai întâi 1-4 mai jos, da. Pe mai sus 5-8 și iată liceul. Tot așa frumos, da? Da, da, da. Liceul teoretic Iosef Atic, deci scrie și frumos. Iată, asta e capătul de sus mult al scărilor. Este mult de umblat. E adevărat. Mai ales în fiecare zi. Așa este. Ca scrie în latină frumos liceul. Deci a clădit și mai încolo este biserica. Am înțeles. Asta e corpul liceului, da? Poftim? Corpul liceului ăsta este. Da, așa este. Clădirea. Aici este clădirea principală. Foarte frumos. De 400 de ani. 400. Și acolo biserica care mai este. Și... Am așa v-am prezentat în mare cetatea. Am văzut-o. E foarte bine, am și imortalizat-o. Cum sunt copiii mei din America, așa sunt foarte mulți români care sunt răspândiți, știi, pe oriunde în lume
Și cu ocazia asta, vizitând site-ul meu, vor putea vedea, în afară de matematică, și Sighișoara cu cetatea. Turism. Da, exact așa. O parte din istorie. Tu ai fost ghidul de data asta. Asta e cea mai veche biserică. Construită aici. Chiar pe poziția cea mai înaltă, vezi? Da, deci că... școala din Dea și biserica din Dea. Așa, așa se vorbesc. Punctul cel mai înalt. Super, super. Ai avut o idee extraordinară că am venit îndată, că altfel ar fost mult mai greu, știi? Da. Mâine tu ești la școală, eu sunt grăbit să termin ca să pot pleca. În seara asta am la... O să ne punem în apun tot ce trebuie. Da, da. Asta e. Și acum o să coborâm pe scări, nu? Da. Și să mergem ca să ne apropiem de... Să ne ducem la mașină și să începem să facem și lecția. Așa. În seara asta, da. Da. La lumină o să încercăm să poziționăm lumina așa, fel încât să vadă tabla și să da, dăm... Da, se vede foarte bine, nu doar dacă o bag și pornesc lumina. Uh-huh. Este exact. Chiar pe centru table se extinde, cum să zic, așa frumos se vede. Da, da, se duce radial așa. Și atunci o să putem filma o lecție. Ne gândim la ce lecție să facem, dar o să iasă ceva frumos. Să mă lămuri și cu albinele. Da, am să-ți povestesc cu albinele câte ceva. M-am uitat și pe apicultură online. M-am uitat acolo, că așa îmi place să mă uit. La câteva. Pare așa ca și în... Oprim de acum, că tot nu se mai vede. Am văzut că ați avut și doi elevi.